Mergi acum și cumpără ceva de pe G2A, link în descriere. Salutare, oameni mulți, sunt Electoratul și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul Videoclip. Mai special aș putea spune, pentru că nu am făcut ceva de genul până acum. La insistențele lui Justin și ale Andrei, sunt acolo în pat amândoi, uite, nu se văd foarte bine. Am zis astăzi să facem un lucru special și anume să ghicim filmul după emoji. Bine, avem noroc că ne dă și niște variante ajutătoare, pentru că altfel cred că ar fi fost foarte greu, adică gândiți-vă numai la asta, pentru că probabil tu le știi cum se numesc, dar unor le știi în română, altor le știi în engleză, ăstea sunt în engleză, din păcate. Dar eu zic că o să ne descurcăm cu ajutorul variantelor să ne dăm seama ce film este. Nu uitați să dați și voi foarte multe like-uri dacă vreți să mai vedeți astfel de episoade la noi pe canal, să mă urmăriți pe Instagram, îl aveți în descriere, sau mă căutați pur și simplu Obret Andrei, să mă urmăriți și pagina de Facebook, pentru că acolo share-uiesc videoclipurile la care nu primiți notificare. Și se întâmplă, să știți, credeți-mă că se întâmplă foarte des să nu primiți notificare. Adică chiar dacă voi credeți că primiți, voi de fapt nu primiți, pentru că eu postez mult mai des de atât. În fine, haideți să trecem la treabă. Poți să ghicești filmele cu ajutorul acestor emoji, ia să vedem. Primul film ar fi acesta și anume, ia să vedem, deci avem un tânăr, un bătrân, o mașină și timp și ceas. Și avem ca variante Rush Hour, The Curious Case of Benjamin Button și Back to the Future. Băi, e destul de complicat, adică poate fi Back to the Future, adică avem mașina și se întoarce, dar nu știu personajele bine din Back to the Future. Eu aș zice totuși că e The Curious Case of Benjamin Button. Nu știu, voi ce ziceți? Dar nu mai știu, nu țin minte dacă în Back to the Future erau două personaje, unul tânăr și unul bătrân. Asta nu știu. Că dacă e așa, înseamnă că e mai degrabă Back to the Future. Cred că e Back to the Future, pentru că mi se pare că The Curious Case of Benjamin Button nu era în acțiune, nu era în contemporan. Hai să dăm Back to the Future. Am ghicit. Back to the Future. Foarte bine. Ia să vedem al doilea. Deci avem o mireasă. Ăștia stau, amândouă două fete, patru copii, mâncare și un rahat. Da, patru fete, mâncare și un rahat. Deci avem așa, My Big Fat Greek Wedding, My Best Friend Wedding sau Bridesmaid. Cred că, adică după rahățelul ăsta de aici, așa zic și eu, Bridesmaid înseamnă menajera miresei. Bridesmaid? Maidul e menajeră. E Virgin Mary, Fecioara Maria. Nu mai spune așa ceva. Nu mai spune așa ceva. Cum să fie bride ăsta? Mă rog, eu zic că e asta. Da, am ghicit. Eu am ghicit. Taci din gură, mă, ce știi tu? Iauzi la ea, domnișoarele de onoare. Deci avem film, acțiune, o mașină, două mașini, trei mașini, start. Cars. Rush, Cars. Cum să fie Cars? Eu zic că e The Fast and Furious. Și eu cred de. Dar de fapt nu, pentru că nu cred că ne pune nimic gen acțiune. Să fie Cars? Cred că e Cars. Cars! Băi, ești nebun, avem 3-3. Bă, mergea și Fast and Furious dacă stai să te gândești, dar nu are ceva semnificativ, simbolic, cum ar fi bătaie sau ceva. Ia să vedem mai departe. Avem un castel. Frozen. Mă lăsa să citești și eu aici, să văd și eu ce sunt. Și pe Elsa. Deci avem un castel, două fete. Nu știu ce, ăsta, Fulg și pe Olaf. Deci avem, da, e sigur Frozen. Avem castelul, Ana, Elsa, Olaf, zăpadă și mai multe. Frozen. Am ghicit și patru. Bă, până acum n-avem niciun... Mamă, câine, paste, câine și iubire. Bă, da, mă lăsați să fac videoclipul. E Doamna și Vagabondul. Eu vreau să fie dalmațien, ia. Știu și să-și ia amândoi o pastă, o gură și se pupă după aia la final. Da, 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 Lady and the Trump. Corect. Avem aici, e Man in Black, clar. Avem două capete mustăcioase, negru și extraterestri. Cine e Paul? Nu știu filmul ăsta. Da? Bă, ghicip 5 până acum, sunt bun. Avem sigur la asta Man in Black cu mustăcioși ăia doi. Da, am ghicit. Hopa, avem un cuplu și două... Bă, da, mă, lași! Pe bune vorbesc, lasă-mă! Nu mai vorbiți voi, decât dacă nu știu. Vă zic variantele și după aia atunci răspundem toți.
Păi nu mai ziceți hintul, că știam și eu că ăsta e Mr. Missing Smith. Dacă n-ați văzut filmul, e mișto, să-l vedeți, e vechi, e cu Angelina Jolie și cu Brad Pitt. Corect. Ia să vedem. Aaa, o știu pe asta, deci avem un indian. Valuri, o știu. Barcă, tigru. E o Jumanji. Bă, spre surprinderea mea, am văzut toate trei filmele astea. Bine, de fapt nu. Life of Pi-ul l-am văzut, dar cât reclamă a avut filmul ăsta, știu sigur de el. Nu l-am văzut, de Life of Pi, dar știu despre ce vorba. E vorba de un indian, o barcă și un tigru. Și un copil indian. Jumanji, vi-l recomand. E mișto. Și Noah. Noah e super. Ecranizarea aia făcută de ăștia mai șmecheri, nu chiar așa istorică, chiar e mișto. Life of Pi ăsta. Nu! Era Noe! Asta nu înțeleg nici eu! Mă, stai puțin! Da, cred că asta nu e făcută cum trebuie. Și ăsta chiar e indian, adică uite-te la el și la mustața lui! Asta zic. No, asta este... Deci asta e prost făcută, pe bune vorbesc, pentru că e vorba de un tigru, un indian, barcă, apă. Bine, apa asta poate să însemne potopul, dacă stai să te gândești. Dar vorba ta, trebuia să pună mai multe animale aici sau gen. Punea două, dar punea un elefant și un tigru, de exemplu. Da, aici am greșit, fuck. What? Deci avem apă 1-1. Apă, cred că e 2012. Zici tu? Păi, despre ce e vorba în Ocean's Eleven? Și Ocean Eleven? Păi dar nu, ăsta e potop. Uită-te aici. În 2012 vine filmul 2012, fugă aia cu arca. Eu zic că e 2012. Ocean's Eleven. Da. Vezi? Na. Păi da, vezi, frate, dar Ocean's Eleven e vorba de apă? Nu, dar despre filmul, nu despre ce e vorba. Măi, Andrei, arată apă și uși. Păi da, mă, da. Mă așteptam să fie mai greu. Asta e frumoasa adormită în puii mei, o prințesă și trei de la de somn, că doarme mult. Sleeping Beauty. Ia să vedem, am ghicit-o pe asta. Următoarea este... Un păianjen și un Peter Parker aici. Avem Harry Potter and the... Ce ai avut? E Harry Potter and the Chamber of Secrets. Harry Potter și camera secretelor. Spider-Man. Sigur! Hopa, ce avem aici? O broască, un șobolan, un pumn, o pizza. Ah, e clar. Teenage Mutant Ninja Turtles. Cum se numește română? Țesoasele Ninja. Da. Jurassic Park, mai aveam și Gardienii Galaxiei. Deci, văd cât de mișto e făcut asta. Țesoase, maestrul lor, bătăi și pizza, că le-am mâncat o pizza în prostie, broștele alea. Mai ales mai. Ok, următorul avem, stai să nu vedem variantele. Avem un indian nervos, care se bate cu lumea. Care e forțos. Bă, zice un Jackie Chan ceva, nu știu, dar stai să vedem. Ah, ok, e Green Lantern. Avem The Green Mile, Green Lantern și Hulk. Bă, stai un pic. Hulk. Cred că e Hulk. Hulk e puternic, e nervos și e și verde. Da. Dar Green Lantern are o putere. Bă, adică e puternic, dar puterea este în inel. Probabil dacă era Green Lantern ne punea un inel din ăla, știi? E sigur Hulk. Hulk a fost. Hulk. Hulk cel strong. Ce mai avem pe aici? Ok, să nu vedem. Avem o seringă cu sânge, aparent, și un diamant. Și ca variante avem Blond Diamond, Gangster Squad, The Town. Bebe, ai vreo idee să fie Blond Diamond pentru că n-arată să se... Dar nu știu niciunul din filmele astea, dacă mă întrebați. Păi dacă e o serigă cu sânge și un diamant... Hai să vedem, da. Da, asta a fost, dar nu, n-am văzut filmele astea. Adică... Bă, dar știi ce mi s-ar părea normal? Adică să descrie acțiunea din film prin emoji, nu să... Cum a fost aia cu Ocean's Eleven. Să-mi pună Ocean și două de la de 11. Adică trebuie să-mi descrie acțiunea din film ca să mă prind. Da, mă rog. O, asta e clar. Deci ia să vedem. Avem un vapor, apă, bum bum și un craniu. Ce-ai spus? Titanic. E Titanic. Ba da, e Titanic. Avem și varianta de Titanic, The Day After Tomorrow și Poseidon. Titanic-ul, clar. Bă, Poseidon. A apărut film Poseidon și eu nu l-am văzut. Bă, din 15 am greșit 2. Și sincer aia cu The Life of Pi nu mi s-a părut bună, deci aș fi ghicit 14. Da, pentru că eu mă gândit la altceva. Oricum, eu sunt de părere că am făcut de 14, adică aia cu Pi e ciudată.
cu Fit Life on Peace, sau cum se numea. Vezi? Cam asta o să fie și cu episodul de astăzi. 13 din 15. Bă, nu e rău deloc. Chiar nu e rău deloc. Dacă vreți să mai vedeți astfel de episoade, vreau să-mi lăsați acolo în comentarii ce ați vrea să mai fac de genul. Nu uitați să dați un like la acest video din nou. Vă zic să vă urmăriți pe mine pe Instagram, obretandrei, și pe pagina mea de Facebook, Lectură de la Razet. Le găsiți pe amândouă în descriere. Iar noi, desigur, o să ne vedem data viitoare. Vă pup și vă iubesc.